copiii știu că pe 15 ianuarie 1850 s-a născut Mihai Eminescu, considerat cel mai mare poet român. George Călinescu, cel mai mare critic român, critic literar, l-a considerat luceafărul poeziei românești. A rămas în conștiința tuturor românilor această definiție pentru Eminescu. Ziua de 15 ianuarie marchează două evenimente importante pentru români. Unul îl constituie nașterea marelui poet Mihai Eminescu, iar celălalt celebrează Ziua Națională a Culturii Românești. Astăzi se împlinesc 168 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu și cam fiecare an, școala gimnazială din Dumbrovița cinstește amintirea poetului de geniu. O rămâi, o rămâi, rămâi la mine, te iubesc atât de mult, ale tale dor toate, numai eu știu să le ascult. Și la umbre întuneric te aseamăn unui prinț, ce se uită adânc în ape cu ochi negri și gumiți. Așadar, în această dimineață, elevii clasei a 4-a au prezentat un frumos moment artistic în care au recitat poezii din opera eminesciană, iar la finalul programului, publicul spectator, constituit din părinți și invitați de onoare, s-a bucurat de o mini-punere în scenă a celebrei poezii Scrisoarea a treia. Pentru realizarea acestui program artistic, copiii au fost coordonați de învățătoarea Elena Brătulescu. La evenimentul cultural de astăzi au fost prezenți viceprimarul Arpad Micloș, directorul școlii gimnaziale Dumbrăvița Adrian Nicola, Constantin Sperlea și alți invitați iubitori de cultură din Timișoara. După încheierea programului artistic, copiii însoțiți de dascăli și de invitați au depus coroane la busturile celor trei scriitori, Mihai Eminescu, Petru Fișandor și Ioan Slavici, aflate în fața școlii gimnaziale Dumbrăvița.